Acum ceva timp mă impresiona un citat. Era lui Nelson Mandela, care spunea că educația este cea mai puternică armă care poate să schimbe lumea. De atunci mi-am dat seama că dacă vreau să fac ceva pentru această țară aflată într-o perioadă critică, ar trebui să încep de pe băncile școlii. Și am devenit profesor. Și după ce am devenit profesor, am zis că nu este suficient și am ajuns să fondez o școală care în urmă cu ceva timp avea 5 copii, acum mișună vreo 640. Și asta a însemnat pentru mine că pun în practică ceva ce îmi doream foarte tare. Însă în același timp a însemnat și foarte multă bătaie de cap. Și mai ales legată de care sunt oamenii pe care îi alegi să-i pui în fața copiilor pe care îi vezi ca fiind viitorul lumii. De aceea n-am mai putut singură și am avut nevoie de un ajutor. Și ajutorul a constat în a crea programe personalizate pentru fiecare dintre profesorii școlii, ca ei să-și găsească drumul, să-și găsească potențialul în așa fel încât se poată inspira pe copiii lor să facă același lucru. Și aici au intervenit bunii mei prieteni de la Lead Impact. Și este o bucurie pentru mine să spun că partenerii de lucru, nu doar prietenii școlii româno-finlandeze, sunt echipa frumoasă de la Lead Impact, care nu îți ia echipa și pune încă niște ingrediente și se întâmplă ceva minunat, ci muncește în tranșee cu tine, te ajută să te dezvolți și mai mult decât atât, te ajută să vezi un pic dincolo de orice moment de criză pe care tu l-ai putea găsi ca manager. Cred că prea puține echipe din școlile din România trec printr-un program similar. Mi-aș dori, un vis al meu, să ajungem să ne purtăm ca organizații, școlile mă refer, și cred că e un început bun. Dacă vrei ceva diferit pentru domeniul în care lucrezi, să apelezi la partenerii noștri de la Lead Impact pentru a vedea ce se poate întâmpla cu echipa ta dacă investești un pic mai mult decât te-ai pregătit la început. Sunt Alina Cârjă, directorul și fondatorul Școlii Română-Finlandeze din București și cu bucurie spun, cine n-are Lead Impact are nevoie neapărat.